Deci, în primul rând, mulți stimați cetățeni ai Republicii Moldova, mulți stimați agricultori, o să începem cu informații despre situația la zi în ceea ce privește exporturile din Republica Moldova pe segmentele în care noi avem niște rezultate extraordinare. Deci, conform datelor luate de la Asociația Moldova Fruct, producătorii de prune din Republica Moldova în anul curent au reușit să-și extindă area sa de export a acestor fructe de o calitate deosebită în țări ca Chile, Africa de Sud și potrivit Serviciului Vamal din Republica Moldova, în perioada iulie-octombrie 2023, Moldova a exportat 74.000 de tone de prune proaspete în valoare totală de peste 38 de milioane de dolari, cu un preț mediu, atenție, de 52 de dolari pentru un kilogram. Deci este un preț record în ceea ce privește prețul de vânzare a prunilor din Republica Moldova. Conform datelor statistice, anul curent se preconizează să fie produs în jur de 80-90 de mii de toni, din care evident că 85 de mii de toni e posibil să fie exportat până la sfârșitul sezonului agricol 2023-2024. Factorii care au influențat, deci în primul rând unele regiuni au fost o roadă foarte proastă de prună, a doua, liberalizarea pieței totală din partea Uniunii Europene pentru exportul de prună, chiar și până la liberalizare, cota Republicii Moldova se majorase până la 40.000 de tone, luând în considerație că noi am exportat peste 50.000 de tone deja, adică practic deja vedem în mod direct beneficiile liberalizării pieței pentru exporturile de prună din Republica Moldova. Pe segmentul de est s-au exportat în jur de 27%, din totalul de exporturi făcute de către prună până la etapa actuală. Vorbim despre o cantitate mai mică exportată pe piața din CSI. În special vorbim despre Rusia, ceea ce reprezintă un 27% din exporturile efectuate de către agricultorii din Republica Moldova. Cred că toată lumea este interesată și despre raportări în privința merelor. Și noi vorbim că în 2023 recolta totală aproximativă va fi de 505.000 tone de miere, din care cu potențial de export vor fi în jur de 185.000 de tone de miere, cu 60.000 de tone mai mult decât au fost exportate în anul 2022, deci noi suntem în perioada de depozitare și de pregătire pentru a exporta. Noi avem noi destinații de export ale mierilor în anul curent 23-24, vorbim despre Golful Persic, vorbim despre țările de Uniunea Europeană, vorbim despre Africa, Asia de Sud-Est. Aproximativ 50.000 de tone, reieșind din potențialul care îl are piața noastră, vor fi comercializate pe piața internă din Republica Moldova prin sistemele de comercializare interne. Dacă să vorbim la data din 1 noiembrie 2023, fabricile de procesare de miere, adică care produc suc concentrat în Republica Moldova, au achiziționat și au procesat aproximativ 250.000 de tone de miere. Creșterea este mare, permanent. Țări producătoare mari, cum ar fi Polonia, anul curent nu a avut roada pe care o preconizat-o, lucru care iarăși face ca cererea de miere din Republica Moldova, inclusiv pe piața Uniunii Europene, să fie în continuu creștere. Lucru care ne face să fim foarte optimiști în privința potențialului de export pe care îl au agricultorii din Republica Moldova. La fel, veștile sunt îmbucurătoare și în privința strugurilor de masă. Anul curent, din luna iulie până la sfârșitul lunii octombrie, viticultorii au izbutit să exporte peste 30.000 de tone de struguri de masă. Cei mai mulți au fost exportați către Ucraina, Federația Rusă, Kazahstan, Belarus și 14.000 de tone în plus în afara lor au fost exportate către țările din Uniunea Europeană, ceea ce e cu 30% mai mult decât a fost în anul 2022 la capitolul exporturi de struguri. Noi am exportat în 2022 în 9 state din Uniunea Europeană, anul curent deja exporturile au loc în 17 țări membre ale Uniunii Europene. Este vorba despre România, evident, Polonia, Letonia, Olanda, Croația, Letonia. Evident că strugurii din Republica Moldova, având o calitate deosebită, concurează foarte bine
reșind din faptul că ei sunt asociați astăzi în asociații producătoare care au bază materialul tehnic, adică au frigidere, au linii de sortare, au linii de producere a ambalajului de calitate și aceste investiții făcute de către agricultori subvenționate de stat sau de parteneri de dezvoltare din Republica Moldova au dus ca agricultorii din Republica Moldova care sunt specializați în producerea de struguri de masă să fie competitivi și să facă față competițiilor acerbe de pe piața strugurilor de masă. Pe această cale, pentru aceste trei tipuri de producători care anul curent sau în ultimii câțiva ani au creat asociații și vorbim despre asociații producători de struguri, vorbim despre care se ocupă și de promovarea la export a produselor din Republica Moldova, care ridică și fac investiții foarte mari în procesele de prelucrare și de procesare a strugurilor. Noi vedem deja rezultatele acestor asocieri ale agricultorilor. Practic, asociația astăzi joacă rolul de promotor și îi susține foarte mult pe agricultorii din Republica Moldova în capacitatea lor de a se organiza pentru vânzare la export, în mod deosebit. Și rezultatele despre care am vorbit eu se datorează în exclusivitate muncii agricultorilor care s-au asociat în asociații profesionale, care sunt promovate și susținute în totalitatea sa de către Ministerul Agriculturii. Eu cred că presa o să fie interesată și despre discuțiile care au avut loc astăzi la nivel de întâlniri cu reprezentanții cu agricultorii din Federația Forța Fermierilor. Noi vorbim despre patru puncte despre care noi am vorbit astăzi cu acești reprezentanți agricultorilor. Cu câteva dintre puncte voi reveni după orele 3, după ce mă voi întâlni astăzi cu domnul prim-ministru. Să știți că pe această cale vreau să informez și agricultorii din Republica Moldova că astăzi la 3:30 se va finaliza procesul de analiză a celor 2400 de dosare în prima fază, cât vor fi finalele eligibile vom vedea și cel mai probabil de luni se vor începe transferurile, plățile către agricultori reșind din potențialul de 67.000 de hectare, care nu e până la virgulă, evident că la 3:30 vom ști până la virgulă fiecare metru pătrat care va fi, fiecare hectar care va fi subvenționat din partea statului. Cele 200 de milioane se vor repartiza la peste 167 sau 165 de mii de hectare. Suma preliminară pentru un hectar se va ridica în jur de 1200 plus minus 1230-1240 de lei, vom ști până la virgulă la orele 3:30. Vor beneficia în jur de 2400 de agricultori micro și mici care au procesat, care au lucrat hectare cu suprafață mai mare de 1500 de hectare. Bani care vin în plus la cele peste 115 milioane de lei care deja au fost debursați sub formă de acces de motorină. Asta fac parte din așa numitele pachete de măsuri de susținere a agricultorilor în crearea de prețuri pentru vânzarea produselor din această perioadă. Noi astăzi împreună cu reprezentanții de la Forță am vorbit despre crearea, la propunerea Ministerului, la crearea unui grup de lucru în care sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul de Finanțe, inclusiv de la Federație și din partea agricultorilor. Problemele sunt foarte mari și ele sunt adevărate. Măsurile care trebuie întreprinse pentru a evita falimentarea în lanț sau prăbușirea producătorilor din agricultură trebuie să fie extrem de țintite. Măsurile trebuie să fie operative, evident, și trebuie să fie țintite să răspundă și să corespundă necesităților agricultorilor care au nimerit în astfel de situații. Din acest considerent, noi am luat decizia de creare acestui grup de lucru care în mod urgent, prin intermediul direcțiilor agricole, noi vom începe recepționarea dosarelor ca fiecare agricultor care a nimerit în anul curent într-o situație de criză, într-o situație de prefaliment din vari motive, dar preponderent vorbim de raioanele din sudul Republicii Moldova, unde în anul curent, pe lângă toate problemele, s-a adăugat în unele localități și seceta, și vorbim de seceta al doilea an consecutiv, trebuie să reușim să venim cu măsuri de susținere pentru anume agenții economici care au nimerit în astfel de situații. Pentru că la data de 16 noiembrie s-a finalizat procesul de recepționare a dosarelor și
suma care va fi, care pentru anul curent la măsurile post-investiționale se ridică la 1.316.000.000 de lei, ceea ce înseamnă că avem 2.642 de agenți economici din agricultură care au depus actele în moment în care oamenii fac investiții. Evident că nu au toți situația atât de precară. Deci măsurile trebuie să corespundă situații reale a unui agent economic. Și fiecare agricultor contează, fiecare agricultor trebuie să fie auzit, văzut, analizat dosarul și luate concluziile, trase concluziile și deciziile luate pentru fiecare agent economic separat. Deci asta este propunerea din partea Ministerului Agriculturii. Noi o să revenim după orele 3 cu celelalte tipuri de precizări. Și cam asta a fost în ceea ce privește și celelalte măsuri care au fost discutate la fel, vor fi discutate și după orele 3 și jumate. Eu voi informa despre posibilitățile pe care le are bugetul nostru național în ceea ce privește modalitățile de plată, de impozitare și de taxare agricultură. Compensare pentru anul curent în agricultura din Republica Moldova. Dacă aveți întrebări. Referitor la crearea acestui grup de lucru, dar puteți să ne spuneți tehnic. Practic, fermierii care se regăsesc acum într-o situație dificilă pot cere ajutor suplimentar? Deci vor depune dosarul la Direcția Agricolă, după care va fi transferat în regim de urgență la minister, unde va fi adunat acest grup de lucru, ca să fie analizat fiecare agricultor separat. Pentru că noi trebuie să vedem care este starea de lucru de fapt. Din ce este alcătuită datoria pe care el nu poate plăti, cum s-a format ea și este consecința la ce. Că dacă noi vorbim despre consecința unui agricultor care are 180-200 de hectare și din Cahul, spre exemplu, și anul curent a pierdut total roada și are șahtele care confirmă că noi am constituit Comisia de Situație Excepțională, evident că noi trebuie să luăm măsuri ca el să nu fie executat anul curent, să aibă dreptul la reeșalonare, să nu fie executat nici de către cei care au luat și i-au dat și au livrat lui diferit tipuri de inputuri și etc. Pentru că, obiectiv vorbind, situația de secetă și cu prezența unui certificat de daună totală la porumbul pe care l-a avut el, pentru dânsul asta ar însemna o situație de forță majoră. Adică, practic, noi vorbim despre agricultori care nu își onorează și nu plătesc datoriile nu din rea voință, dar din situație obiectivă creată, care altfel în dreptul civil se numește situație de forță majoră. Deci, din acest considerent, Comisia trebuie să lucreze în regim de urgență și trebuie să elaboreze fiecare caz separat. Dar sunt în prezent surse suplimentare pentru asta, pentru partea de grupul de lucru? Grupul de lucru, eu cred că oamenii sunt salarizați la ministerie, fără ca să... La bani de fermier care vor avea ajutor. Dar noi vorbim despre oprirea proceselor de executare, de falimentare, nu vorbim despre nimic altceva. Dar rest, angajații ministerului sunt plătiți de către stat, deja. Care sunt celelalte două solicitări care urmează să le discutați astăzi? Celelalte sunt despre introducerea prin CSE a moratoriului per total și a doua este despre identificarea resurselor financiare pentru compensarea la hectar pentru producătorii de porumb și floarea soarelui. Și urmează să reveniți astăzi, spuneți. După orele 3, da. Voi avea întâlnire cu domnul prim-ministru după masă și voi vorbi cu el. Există posibilități ca să fie, totuși, nu știu, stopat acest protest care se anunță a fi masiv de săptămâna viitoare? Noi nu facem măsurile care le întreprinde Guvernul Republicii Moldova sau Ministerul ca a stopa sau nu a stopa. Ele sunt dictate de necesitate de a lua măsuri de susținere pentru agricultori care chiar sunt în situație complicată. Noi vorbim despre consecințele războiului, noi vorbim despre consecințele prăbușirii prețurilor și ultimul timp arată că nu numai în bazinul Mării Negre, dar în general per total pe glob, numai că numai în Republica Moldova și în bazinul Mării Negre, dacă să vorbim așa, ca și consecință a războiului au avut loc majorările astea de preț la motorină, la diferite tipuri de îngrășăminte, pentru că noi vorbim despre fluctuațiile majore la prețul gazului care stă la baza formării prețului la îngrășămintele și tot așa. Adică, practic, o mulțime de consecințe care au venit în urma acestui război și se reflectă în starea noastră de lucruri în Republica Moldova. Noi exportam în peste 24 de state, astăzi noi exportăm în 11 state cerealele noastre și presiunea asta
este vădit asupra cerealelor, producătorilor de cereale, micilor agricultori. Noi exportam foarte mult prin porturile din Ucraina, ceea ce însemna un preț redus la logistică, pentru că până în Odessa tu ai 160 km de la sud de Republicii Moldova și corăbile care intră în portul Odessa, care intrau în portul Odessa, sunt Panamax-uri de 50.000 de tone și diferența de preț la o tonă de transportat cu o corabie care duce 50.000 de tone și una care duce 17.000 de tone sunt de N ori și iarăși cu cât mai scump costă tot cheltuială de logistic, cu atât mai puțin bani se plătește cel care a produs produsul, adică agricultorul final. Și toate aceste lucruri în consecință au creat situația dată. Dar în fapt că ați chemat astăzi fermierii la discuție, are legătură cu protestele de săptămâna viitoare? Sau... Are legătură cu situația lor de fapt a lucrurilor. Încercați să-i convingeți să renunțe la acest... Noi avem un dialog permanent și este obiectul muncii Ministerului Agriculturii să dialogueze cu agricultorii și să le reflecte problemele lor în rezolvări și soluții foarte concrete. Deci este obiectul muncii noastre și practic cu asta ne ocupăm. Evident că o să venim cu rezultate. Reișind, dar reișind și din posibilitățile pe care le are Guvernul Republicii Moldova și bugetul nostru național. Deci, în prezent, toate posibilități financiare, din câte am înțeles, data trecută nu sunt. Noi, anul curent, am rezolvat problema parțial, evident că nu în totalitatea sa, dar în ceea ce privește diferența de preț la produsele din grupa 1. Noi vorbim despre produsele din toamna anului trecut, vorbim despre 167.000 de hectare, semănate cu grâu și orz de toamnă. Agricultorii vor primi la 1.200 de lei pentru fiecare hectar semănat, agricultorii micro și mici, care au fost semănați cu acele culturi în toamna anului trecut. Deci bani care au menirea să reducă din costurile de cheltuieli, înțelegeți? Banii ăștia pentru asta se plătesc. Și evident că măsura de care a avut loc anul curent și vorbim despre 121 de milioane de lei, iarăși bani, care au ajuns în conturile agricultorilor din Republica Moldova, sunt rambursarea accizei la motorină. Iarăși bani care vin să reducă din impactul negativ a majorării prețurilor la motorină. Vorbim de 2 lei și 80 în anul 2022 și 3 lei și vreo 10 bani, pot să greșesc aici un pic, dar e peste 3 lei în cazul anului 2023, că acciza la motorină s-a majorat. Adică sunt măsurile pe care și le-a putut permite bugetul național al Republicii Moldova să le ia în raport cu agricultorii care s-au ocupat în mod țintit de producerea de cerealiere, de grupa 1. Avem întrebări? Vă mulțumesc foarte mult!